Acum, o să vă rog să vă prezentați, după care îi dau un pic votul domnului vicepreședinte. Ceea ce vreau să vă spun este că ne bucurăm că această împărăție se realizează și pe plan spiritual, ca să spun așa, și felicit inițiativa celor de la Protopopiatul Răznov și le mulțumesc o dată și domnului și părintelui Petru Munteanu. Nu mai evocăm acolo activitatea dumneavoastră, cunoscută în zonă, despre care probabil că ați auzit și dumneavoastră, cu siguranță, și toate faptele bune pe care le face aici, și modul în care se implică comunitatea noastră. De aceea, dincolo de împărățirile care de obicei au loc, și ne referim la cele instituționale, administrative, care vizează, să spunem așa, colaborările din punct de vedere economic, cultural sau sportiv, ori de orice altă natură. Iată că și una, în plan spiritual, ca să spunem așa, e foarte importantă. Și pentru asta vă mulțumesc în primul rând și vă și felicit pentru inițiativă. Urându-vă bun venit la noi în județ și asigurându-vă de tot sprijinul nostru. Apoi să-i dau cuvântul și domnului vicepreședinte, vă rog. Bună ziua! Doamne ajută, fiți bineveniți în județul Neamț. Un județ pe care cred că vreau să vizitați în cel ce mai des. Vă salut atât din partea mea ca vicepreședinte, vă salut și din partea doamnei președinte Irene Arsene. Sunt bucurătoare asemenea întâlniri. Sunt niște întâlniri frățești. Înțeleg foarte bine mesajul pe care îl transmiteți dumneavoastră. Sperăm că și dumneavoastră înțelegeți mesajul pe care îl transmite voi către dumneavoastră, către tot ce înseamnă, dacă îmi permiteți, acele comunități, acea comunitate pe care o păstoriți cu grijă a Bunului Dumnezeu, în niște condiții extrem de neprielnice, cel puțin, pentru momentul pe care îl trăim și deosebit pentru biserica noastră ortodoxă. Din nefericire, cunoașteți foarte bine, ca și noi, ce se întâmplă pe cetate, așa cum cred că tot din nefericire cunoașteți foarte bine atacurile care se aduc și se fac, sigur, spre biserică, împotriva bisericii, împotriva bisericii creștine ortodoxe. Pentru că în momentul în care vor reuși să desfacă și un asemenea piedestal, un asemenea eșafodaj, o asemenea piramidă a lui Dumnezeu, sigur va fi foarte greu pentru tot ce înseamnă om, cetățean, pământean. Sperăm să nu se ajungă până acolo. De aceea și subliniez că la întâlnirile pe care ați avut dumneavoastră și la întâlnirile pe care să le mai aveți, un schimb de idei, un schimb de păreri, un schimb frățesc, dacă vreți, între ceea ce înseamnă comunitatea din Cimișlia, în Răul Cimișlia și iată cei din județul Neamț aici, asemenea schimbul nu fac decât să conducă spre un bine comun. Și sper că sunteți de acord cu ceea ce spun acum. Da. Un bine comun care, sigur, va trebui să îl multiplicăm, să-l adăugăm, să-l înmulțim de la o zi la alta, de la un an la altul. Deci, încă o dată, vă spun, fiți bineveniți, vă mulțumim să sunteți prezenți aici și cu bunul Dumnezeu noi. Să nu ne pierdem încrederea așteptă în bunul Dumnezeu. Și dumneavoastră s-a plecat să, dacă vreți, acel principiu, nu e doar un principiu, e o zicere dumnezească a Părintelui Iisus Bârgu, am mers întotdeauna cu Evanghelia înainte și cu națiunea în spate. Să nu uităm oameni buni niciodată acest lucru. Doamne ajută! Mulțumim, domnule vicepreședinte, bine punctat și vreau să mai spun încă o dată și să amintesc cât de importantă este misiunea dumneavoastră, pentru că, indiferent de
cu rânduirile care au fost până atunci din punct de vedere politic sau administrativ, întotdeauna biserica a știut să păstreze filonul de bază al neamului nostru românesc și să reprezinte alături de tradiții și alături de toate învățămintele care s-au transmis din moși strămoși, practic stâlpul de bază al națiunii noastre. De aceea misiunea noastră este una deosebit de importantă, pentru că încă de la cele mai fragede vârste, prin contactul pe care îl aveți, de la cei mai mici dintre cei care vă calcă pragul lăcașului de cult, copiii și până la cei mai în vârstă, misiunea noastră este una deosebit de importantă, fiind principalii păstrători ai credinței și ai identității noastre naționale. Faptul că astăzi vă aflați în România este, așa cum spuneam, foarte important și de apreciat. E un efort de care trebuie să ținem cont și pe care îl lăudăm, pentru că aduce, iată, o completare și pe viitor sperăm noi, așa cum menționa și domnul vicepreședinte, în plus în ceea ce privește apropierea care ar trebui să existe între noi și la care și pentru care mulți au luptat ca ea să fie afectată în timp. De aceea vă mulțumesc încă o dată. Vă rog să luați cuvântul în ordinea în care doriți dumneavoastră. Începem cu oaspeții noștri. Mulțumesc! Vă zicem bună ziua tuturor! Mă numesc preotul Nicolae Goreanu, protocol de Cimișlia. Permiteți-mi ca să vă transmit dumneavoastră salutul și binecuvântare pe Sfântul Părinte din Aimin, Episcopul Basarabiei de Sud, care astăzi ne-a binecuvântat ca să fim aici, în județul Neamț, și desigur, cu binecuvântarea înaltă a Sfântului Teofan, Metropolitul Mundol. Suntem preoții din protopopiatul de Cimișlia, care aparțin canonic de Patriarhie Ortodoxă Română. Suntem preoții care am venit către părinții preoți din protopopiatul Rozna pentru a ne cunoaște mai de-aproape și pentru a înfrăți parohiile noastre cu parohiile dumneavoastră. Pentru a veni frate la frate ca să îmbrățișăm și să vedem și să ne cunoaștem că suntem români și românii prin biserică, prin credință, au fost tot timpul cei mai uniți. Dacă vreți dumneavoastră să ne credeți că venim cu cea mai mare dorință și dragoste de țara mamă și de întregirea neamului nostru românesc. Cunoaștem greutățile prin care sunt astăzi la hotare în țării noastre și cunoaștem Biserica Ortodoxă și din Ucraina cât suferă, iar noi, cei care suntem în Republica Moldova, în Basarabia, ne rugăm pentru pace și pentru întregirea neamului. Bine a venit la dumneavoastră! Dumnezeu să vă ajute, să aveți mântuire și har ca să vă duceți misiunea la îndeplinire. De altfel, îmi amintesc de Sfinția sa, Părintele Beniamin. El este o prezență destul de frecvent aici, în zona noastră, și îl însoțește de multe ori pe Sfinția sa, Părintele Mitropolit Teofan, la diverse slujbe. Preotul Bogdan Frățilă, de la Patropiatul Rosno. Pentru noi este o zi de sărbătoare, pentru că avem oaspeți. Am așteptat această zi și cred că în momentele în care suntem îngrijorați, nădejdea ar trebui să fie mai pregnantă, mai intensă. Avem nădejde în Dumnezeu, cu toate îngrijorările prezentului, pentru că Dumnezeu este Cel care conduce istoria și biserica este locul în care Dumnezeu ne vrea aproape,
Biserica este pitorie dumnezeiască, de aceea orice fel de amenințare nu poate să ducă la desființarea ei, pentru că așa ne-a făgăduit Dumnezeu, că biserica nu va fi biruită nici de porțile iadului. Noi suntem privilegiați cu toții, oamenii care cred în Dumnezeu, suntem oameni lui Dumnezeu și vrem, prin tot ceea ce facem, să arătăm lucrul acesta și să ne arătăm recunoscători pentru binecuvântarea care vine de sus. Ne simțim foarte inspirați de frații noștri de peste Prut, pentru că ei, în condiții mai grele decât ale noastre, reușesc să facă lucruri extraordinare. Așa cum am constatat, nu este biserică, nu este comunitate parohială fără o cantină socială, fără garderobă socială. Apoi copiii sunt implicați în programe culturale și au aptitudini muzicale care sunt cultivate foarte frumos, au coruri parohiale în comunități mici. Așa că oamenii în condiții poate mai puțin avantajoase reușesc să facă lucruri mari. Noi vrem să împrăvățim comunitățile noastre parohiale și să facem ca lucrurile acestea să se petreacă la modul concret, să se întâlnească oamenii, adică vor fi peregrinaje ale lor aici, noi vom merge acolo și dacă oamenii vor interacționa la modul acesta, cred că de aici se vor naște acțiuni foarte frumoase, pentru că e bine să facem lucrul acesta și instituțional, dar când poporul este, știu eu, oamenii care fac parte din același popor, se întâlnesc, vorbește din ei identitatea lor, limba, credința, valorile și, cum spune Scriptura, iată acum ce este bine și ce este frumos, decât nu mai a fi frații împreună, decât a locui frații împreună. Lucrul acesta este inegalabil și când există frățietate și dragoste, orice piedică sau orice muncă se risipesc și noi avem deschidere față de frații noștri peste Prut și la fel simțim deschiderea aceasta și dragostea din partea lor și cu sprijinul autorităților locale s-au făcut foarte multe proiecte la noi și înțelegem că și acolo o parte de sprijinul autorităților locale, pentru că până la urmă autoritățile locale sunt tot oamenii bisericii, oamenii lui Dumnezeu. Mulțumim și noi. Vă rog, dacă mai are cine să ia cuvântul. Da. Bună ziua! Am onoarea să fiu în mijlocul fraților de peste Prut. Și un pic de emoție, dar fiind faptul că prima dată sunt la tare solidaritate și mă împune bucuria că sunteți foarte, foarte binevoitori cu noi. Noi suntem din Basarabia, Raimul Cineșia, statul Goracalbine, avem o comunitate sănătoasă, avem activitate frumoasă, însă după puterile noastre și mulțumesc Dumnezeu. Din ceea ce am aflat astăzi, am aflat că proiectele care se implementează la noi nu prea sunt binevenite aici la dumneavoastră. Și zicem, ceea ce faceți dumneavoastră aici, noi nici nu putem să ne închipuim că putem face acolo. Da, noi, ceea ce am văzut la activitatea domnului Munteanu, Părintele Munteanu, nu sunt convins. Acolo ajungeți. Da. Doamne ajută, da. Vreau să vă spun că ce, în comunitatea noastră, primarul e tot preot. Al doilea preot e cinerea lumea. Și tot Constantin Munteanu. Da, tot Constantin Munteanu. Da. Care au terminat teologia la București, la preasfințitul
de până e foarte greu cunoaște bine, a fost profesor, a fost la... și... adică se poate de îmbinat și una și alta. Cu ajutorul Domnului mergem înainte. Ce aș vrea să menționez? Începutul e bun. Doamne ajută. Mulțumim, părinte, doamne ajută. Părinte, părinte. Sunt mai tânăr de preoți. Stimați membri ale administrației, iubiți frații Domnului Hristos, mă bucur astăzi, în primul rând, să mă aflu la cea de-a doua casa mea. Din datorment al seminarului teologic din Mugostai, cu Mănăstirea Neamț, adesea poposeam la frumosul oraș Piatra Neamț, unde era un centru mai mare pentru noi, mai ales cei veniți din Republica Moldova, prindeam un pic de aer de civilizație aici. Ceea ce am întâlnit în protocopiatele din România este, puțin spus, cu mult mai înalt la un nivel administrativ decât ceea ce facem noi în Republica Moldova. Ar trebui să fim sinceri că autoritățile publice locale din România sunt mult mai deschise față de bisericile din România. În Republica Moldova, fiind o distanțare dintre biserică și stat, primarul și consiliile raionale, că noi avem raioane pe protecție, nu ne tratează atât de deschis cum sunteți dumneavoastră. Vă invităm frumos în Republica Moldova, din subcimiliunul raionul Cimișlia, să le împărtășiți și lor din experiența dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de Biserica Neamului. Apreciem foarte mult că în România statul și biserica formează un întreg pentru îmbunătățirea calității vieții fiecărui cetățean, chiar dacă este sau nu este ortodox. O biserică frumoasă, cu o curte sau o casă socială, cum am văzut la părinții Rici și la protopopiatul Roznov, nu este doar pentru ortodoxi, ci este și pentru toată comunitatea. Pentru aceasta vă mulțumim dumneavoastră pentru intenție și sprijin. Venind din experiența Republicii Moldova, să știți că contează foarte mult să fie cineva la primărie, la care poți apela oricând, și chiar dacă nu te poate ajuta, cel puțin să nu-ți închid ușa în față. Acest lucru este de apreciat. Suntem un protopopiat tânăr, astfel încât în 2020, în protopopiatul Cimișlia, la Metropolia Basarabiei, nu era nicio parohie. În momentul de față, suntem nouă parohie. Eu sunt cel mai tânăr dintre ei și sunt singurul preot hirotonit pentru protopopiatul Cimișlia. Celelalte parohii sunt parohii aderate din cadrul Metropoliei Moldovei. Respectiv, preoții respectivi au făcut un sacrificiu colosal. Mulți dintre ei, având zeci de ani de slujire în cadrul Metropoliei Moldovei, sub administrația rusească. Dar a avut nevoie de prezența Preasfințitului Părinte Veniamin, care este și un ctitor al reînviatei Episcopia Basarabiei de Sud, ca să prindă curaj să le întoarcă înapoi acasă. În 2021 eram 6 parohii. În 2022 am încheiat anul cu 9 parohii. Mulțumim unului Dumnezeu! Mulțumim Preasfințitului Părinte Veniamin pentru susținere și sprijin, chiar și munca adesea pe șantierele parohiilor noastre, dar vă mulțumim și dumneavoastră celor din țară, atât preoți cât și administrației publică locală, că de acolo, din Basarabia, mai vedem din când în când câte o rază de lumină ce se înalță din colaborările dumneavoastră. Vă mulțumim pentru primire, mulțumim Părintele Protopop foarte mult pentru primire apreciată. Când eram tânăr și mergeam prin fața Consiliului, pe aici mă gândeam ce oameni mari lucrează acolo în interior, noi elevi ai seminarului. Nu m-am gândit ca să vină ziua în care eu, în calitate de preot, să ajung într-o clădire administrativă. Ar fi paradoxal. Dar asta este realitatea. Și vă mulțumim pentru această realitate. Mulțumim și noi, să știți că în ceea ce privește Consiliul Județean, cel puțin, e alături de biserică tot timpul și ceea ce ar trebui cu toții să conștientizăm, și mă refer acum la administrația din țara dumneavoastră, dacă spuneți că lucrurile stau așa cum le-ați împărtășit aici. Biserica a fost martoră de-a lungul vremilor la toate momentele importante ale creierii acestui stat.
fie că a fost vorba de unire, fie că a fost vorba de război în care ne-am apărat granițele, întotdeauna biserica a fost acolo. De asta rolul bisericii este unul deosebit și cred eu, fără biserică nu se poate nici acum și nici în viitor. Cel puțin dacă ne referim la români. Cu siguranță că dacă ei să ne referim la cele două biserici, eu vă urez în primul rând spor în, ca ați spus că acum sunteți nouă, parohii, dar Dumnezeu să fiți și mai multe. Dar nu putem să ne referim la cele două zone ca la Filda, Evanghelia lui Luca, de exemplu, cu fiul risipitor, pentru că noi, practic, am fost despărțiți cu forța cei doi frați, unii de alții. Și de asta toate eforturile noastre ar trebui să fie în același sens. Iar biserica, cu rolul ei de a, practic, de a propovădui iubirea între oameni, că despre asta e vorba mai pe scurt, își face rolul foarte bine. De asta noi vă mulțumim, că dumneavoastră ne tot mulțumiți, dar trebuie să înțelegeți cât de importanți sunteți pentru noi, cei care simțim românește și care știm cât de important este ortodoxia pentru români. Una. Vă rog, că bunici. Faceți-vă ultrași. În obicei prea de timp până... Nu vă mai gândesc în asta, așa. Da. Mă dă să uităm niciun moment că sunteți, de fapt, aparținători ale României din stânga Prutului. Repet, cetățenii României din stânga Prutului, așa am lăsat la Sarabia. Place unul ăla sau nu, e un adevăr pe care mi l-am însușit. Ma, trebuie să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să țină cât mai ferecate ușile iadului, să le țină pe veșnicie închise. Că s-a mai întâmplat în decursul istoriei și iată că se mai întâmplă și în zilele noastre să mai scape cerdași pe pământ. Și fac ce zice fac. De ce credința rămâne partea sublimă unei nații, forța unei nații, unitatea unei nații. Și va trebui că de o asemenea poziție să ne ducem cu gândul spre tot ce poate oferi acea entitate supremă care ne veghează pe toți. Și mă refer la Bunul Dumnezeu. E foarte important, aproape ce spunea domnul prefect aici. Dacă noi am învățat ceva cu oameni și ca nații, e că Buchea și Bălei a plecat din pridvorul bisericii. Și asta nu trebuie uitat. Așa cum nu trebuie uitat nici datoria României de a deveni o Românie mare, a redeveni și în contextul respectiv și sprijinul care trebuie acordat bisericii. Sublinea domnul prefect că noi acordăm un sprijin esențial bisericii în ceea ce înseamnă județul nostru, o zi posibil județean, pentru că plecăm la considerentul foarte clar și ăsta este un principiu pe care îl aplică de fiecare dată președintele Ionel Arsenie, că biserica va străpunge peste veacuri, va fi până la sfârșitul timpurilor, va exista. Și atunci noi trebuie să avem grijă de biserică, așa cum și dumneavoastră trebuie să aveți grijă de noi. Eu ce să vă spun decât că vă mulțumesc pentru atenție și că mulțumesc că existați și că sunteți aici. Mulțumesc, domnul prefect, pentru apreciere pe care
oare vis-a-vis de activitățile care ne desfășurăm în mica comunitate să vină șteagă. Dimineața am participat la discuții de părinții, de acercii părinții din de Rut și vreau să vă spun că avem în partea noastră niște eroi, niște oameni cum nu mai există. Au prezentat situația din parodiilor și parodiile respectivelor, situații pe care noi cu greu ne putem imagina. Când vorbim despre bătrâni care sunt în imposibilitate de a fi susținuți producțiile materiale precare, cheltuielile foarte mari și lipsa acestei colaborări dintre instituții, nu m-a făcut decât să mă simt așa, cum să spun, un privilegiat al sorții și totodată să admir asemenea perseverență și asemenea credință de care practicienților au dat dovadă. Faptul că au venit la noi în protocofiatul de la Rosnov, eu fiind aparținând acest protocofiat, ca pe o slujitor, nu este decât de lăudat și totodată apreciem efortul Sfinților lor și dorința lor de a se apropia de noi, de, cum spun, de țara mea. Dorim ca această apropiere să, cum am spus și domnul vicepreședinte, să fie o apropiere care să asimileze și să ne întâlnească toate planurile care acum, iată, sunt mici sau mari asperități, din punct de vedere politic, social, economic și noi de-a trebuit, așa cum a spus, biserica, religia, să ne adune în creză, în credință, în conștiință și să fie chiar precursorul celorlalte intenții ale noastre vis-a-vis de politicile pe care le dorim. Părinții, în discuția pe care am avut-o cu simțile lor, au spus că colaborează unii mai bine, alții mai puțin bine cu primarii și primările din localitățile unde sunt. Și m-am gândit în acest dialog avut că ar fi poate bine venit o întâlnire cu domnul primar de acolo, în această forță, unde poate s-a găsit posibilitatea unei împărțiri prin mijlocirea Consiliului Județean între primării. Dacă considerați folositoare recomandarea aceasta, poate s-ar mai profila o viitoare întâlnire cu binecuvântarea Consiliului Județean și cu acordul pentru protocol în o formulă mai lungită și administrativă și abstenție. Totodată am făcut cunoscut părinților care au vizitat centrul nostru social de susținere și suportul pe care noi, ca partii, îl avem din partea Consiliului Județean, respectiv s-a hotărât în ședința Consiliului Județean ca să avem două posturi neclericale plătite și susținute de Județean pentru proiectul nostru social de a se merge să fie de zi pentru lucruri. Să dea Bunul Dumnezeu să mergem spre ceea ce ne dorim, să ne reacțăm în colaborarea cu administrația publică locală, cu biserica, spre un viitor comun sau spre o cale comună. Și vă mulțumesc pentru disponibilitate și pentru faptul că, iată, să fac cum astea și părintele împreună la masă și să facă și în valorile și principiile care îmi doresc. Mulțumesc. Mulțumesc, părinte. Mă rog, dacă nu e cineva. Da, e bine, e bine. Da. Din comuna Bozieni, Raionul Hâncești, deci o comună cu 2500 de suflete locuitori. Vreau să vă mulțumim pentru această primire, deschidere și să vă confirm faptul că mergem înapoi mult mai curajoși, pentru că preoții
care suntem aici prezenți, știu prin ce trecem toți, cei care dorim să aderăm la Mitropolia Basarabiei, ce parțime de Patriarhia Română, pentru că, îndată ce ai numai gândul și dacă mai și îndrăznești să pășești, ești terorizat de cealaltă parte. Personal am trecut prin aceste greutăți, chiar mama a fost cumva terorizată, deci greu faci pasul, însă cu susținerea autorităților creștinilor din parohii din sat, iată că s-a făcut, pentru care nu ne pare rău deloc, suntem capul sus, mândri, și mulțumim Bisericii Mamă pentru primire și pentru deschiderea dumneavoastră care o aveți față de noi. Sperăm că o să ne mai întâlnim, să fie cu Doamne ajută la cel bun și frumos. Și vă așteptăm cu dragă noi. Doamne ajută. Doamne ajută, mulțumim. Vă spunem bună ziua încă o dată. Sunt Părintele Constantin Bărlevia, satul Cena, Craiunul Cimeșlia. Venim dintr-o localitate cu 1800 de suflete. Toți suntem creștini ortodoxi. Am aderat și noi la cuvintarea Preasfințitului, cu sprijinul Preasfințitului de Amin la Episcopia Basarabiei de Sud. Am avut sprijinul, cum a spus Părintele Tudor mai sus, din partea autorităților locale, suntem într-o legătură foarte strânsă, din partea creștinilor. Satul Cenac are o istorie foarte bogată, foarte interesantă, pentru că a avut foarte mult de pătimit din partea autorităților pe atunci comuniste. Avem, pe vremea foamei, peste 900 de persoane decedați. Și în afară de asta și deportați, adică undeva, noi, printre murdăriile pe care le-am trecut, am avut și undeva și un sprijin mai forțat, așa să spun, ca să putem să aderăm la Episcopia Basarabiei de Sud. Mulțumim Dumnezeu pentru ziua binecuvântată în care noi astăzi am ajuns. Să știți că am venit cu deosebită bucurie astăzi aici, în protopopiatul Roznov. Am avut o mare bucurie când am văzut dragostea și unitatea părinților aici din protopopiat, primirea călduroasă care a făcut-o părinții împreună cu părinții protopop. Am văzut lucrurile frumoase la Părintele Munteanu, casa socială, undeva și nu la noi s-a prins o scânteie acolo undeva ca să mergem și noi în Basarabia, ca să spornim și noi niște lucruri, măcar să încercăm o parte din lucrurile frumoase, să încercăm să realizăm și noi lucrurile. Am avut fericită ocazie ca să ne cunoaștem și cu domnul primar, un om deosebit și la rând și cu dumneavoastră. Mulțumim foarte mult pentru cădura, pentru primire. Și noi venim foarte des aici la Neamț, că avem copii care învață aici la seminar. Și noi dăjdim milă Dumnezeu că în continuare, dacă o să margă lucruri bine, bune, cum a spus Părintele Protopop, că o să facem și înfrățirea bisericilor. Rugăm pe Dumnezeu ca să binecuvânteze activitatea în continuare și realizările noastre fie fructuoase. Și vă facem invitații de acum, că o să fim foarte bucuroși ca să veniți și la noi, să împărțim bucuria împreună cu dumneavoastră, să vă cunoască și oamenii de acolo, să vadă, și dea Dumnezeu să ne întâlnim cu prelejul frumoasă și mai încurătare. Vă transmitem încă o dată binecuvântarea Preasfințitului Beniamin și salutările Preasfinției sale. Doamne ajută, la mulți ani și spor în toate! Trăim momente istorice și am mers către aceste zile ca astăzi să ajungem să întâlnim cu dumneavoastră mai bine de 30 de ani. Poporul evreiesc, când a fost eliberat din robie egiptean, 40 de ani de zile rătăcit în pustiu. Înseamnă că noi trebuie să
mai avem 10 ani. Tot mai puțin. Ca să putem să ne unim și să fim și noi la pământul binecuvântat de Dumnezeu, unde curge miere și lapte. Părintele Preacucernic Ioan, de la Gura Galbenă, fiind cel mai vârstnic dintre noi, a plâns când a avut emoții, când a luat cuvântul. Eu înțeleg că preacucernicia sa, când m-am întors de la facultate din București, de la teologie, fiind cu parohia alături de dumneavoastră, iată toți anii aceștia, 30 de ani, am vorbit despre aderarea la Metropolie în Basarabie și despre unire. N-au fost timpurile favorabile, a fost destul de greu, nu este atât de ușor să te poți lupta cu mașina cea puternică a KGB-ului rusesc, care a fost infiltrată și este infiltrată în toate structurile. Suntem un popor ortodox și când v-am citit placa la locul de veci, la Banca Lipa de la Mănăstirea Cernica, unde sunt următoarele cuvinte. Istoria ne ajută să trăim prezentul, să cunoaștem trecutul, să trăim prezentul și să prezicem viitorul. Am început că sunt momente istorice și, într-adevăr, sunt momente istorice. Odată cu venirea Preasfințitului Părinte Biniamin, Episcopiei Basarabiei de Sud, s-a început și s-a intensificat activitatea pastoral-misională. La moment, noi avem 12 șantiere construcții de biserici în localități. În orașul Cimișlia sunt 3 biserici care aparțin Metropoliei Moldovei din Patriarhatul Rusiei și o singură biserică care Preasfințitul a cumpărat terenul și o școală veche și a înălțat o bisericuță din lemn în orașul Cimișlia, unde este preot cel mai tânăr de pe noi, Părintele Pană. Dumnealui, când a vorbit, cu ceea ce se întâlnește dumneavoastră acolo. O singură biserică românească și 3 care se bat cu pământ de sunt români, care aparțin jurisdicție a unui patriarhat. Și nu este atât de ușor ca să spui celor că Mitropolia Basarabiei este mitropolie canonică. Nu este o metropolie schizmatică, cum ne numesc cei din Patriarhia Moscovei. Și nu este o erezie sau o sectă. Pe când ceilalți confrați, de pe ambun, strigă că noi suntem rătăciți, noi suntem schizmatici și nici de cum nu suntem canonici. La noi acasă. Este o durere și Preasfințitul muncește mult și nu numai la construcție de biserici și de sfinte mănăstiri, dar implicat cu pandemia post-prezentă alături și cerând ajutor din țară, de la prieteni și de toate instituțiile care le-au cunoscut, să ajute, să ajutăm spitale, să ajutăm pe oameni nevoiași. Și apoi, când s-a început și războiul, au trecut mai bine de 60 de mașini mari cu ajutor umanitar prin Episcopie Basarabiei de Sud și au fost pusă în Ucraina. Este o flacă la hotarul țării dintre când trecea mașinile cu ajutor umanitar în Ucraina și un punct de sprijin pentru românii din Basarabia. De aceea, pe care vezi dumneavoastră și a spus că susțineți bisericile, socotiți-ne și pe noi din țară și întindeți-ne mână de ajutor ca să putem să finalizăm proiectele care s-au început,
pentru că la Cimișlie s-a reparat casa, școala care am cumpărat-o, s-a reparat într-un an de zile și am o parte cantină socială, o parte administrativă, apropo, copiată. Biserica din lemn care s-a înălțat, de lemn și subsol, s-a ridicat subsolul în termen de 3 luni de zile și biserica la fel în 3 luni de zile. Dar a fost momentul când s-a început războiul și oamenii meseriașii din țară trebuia să vină să monteze, nu vineau să termină de război. Și vineam acolo și au stat vreo 2-3 zile și auzând că s-a auzit de la hotar o odesă când a fost combatat și ei vreau să plece acasă. Și ceilalți care sunt în jurisdicția cea mai mult, ne întreabă și dacă vin rușii, voi ce faceți? Înțelegeți dumneavoastră? Rămâneți, doam puște aici, nu vă plecați în România. Așa a fost. Și, încă o dată, vin cu apel către dumneavoastră, dacă aveți posibilitate, prin prezență cu Părintele Binearit, să ajutați și să susțineți episcopiul Sarajevo. Și vă invităm să cunoașteți eparhia noastră, dacă ar fi posibil, la nivelul cel mai înalt, între administrația publică locală de la orașul Cimșilier, președintele Ionul Cimșilier, și la nivelul primarul orașului Cimișlie, ca să mergeți, să cunoașteți flacăra, flacăra românească din episcopia Basarabiei. Ea a fost ars atât de bine în anii 88, 1988, 89, 90, dar au avut grijă ca să introducă în frontul popular, în partidul cel mai frontul popular, să fie la frunte acel Iurie Roșca, pe căpistul cel care el a jucat pe modalitatea aceasta cea mai sensibilă a națiunii. Și când ne îndrezit, s-au alăturat cu comuniști și au votat ce au votat în Parlament. De aceea, strigătul și prezența noastră către dumneavoastră, vă rugăm să ne întindem.